Salutare, dragile mele! În acest tutorial o să vă învăț să croșetați acest model. Este un model extraordinar de frumos. La prima vedere pare complicat, însă este destul de simplu. O să vă arăt pas cu pas. Modelul este potrivit pentru ținutele vestimentare de vară. Pentru a realiza acest model avem nevoie de un multiplu de 11 ochiuri la care adăugăm 7. Vom croșeta 4 rânduri, după care vom repeta de la primul rând. Prin urmare, trebuie să repetați ultimele 4 rânduri. În mostra aceasta eu am 40 de piciorușe scurte, un prim rând de dinaintea modelului, astfel eu o să mă prind mult mai ușor. 3 înmulțit cu 11, 33, plus cele 7 în plus, 40. Începem primul rând al modelului. Croșetăm 5 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu. Ochi de lanț. Sărim următoarele două ochiuri, iar în cel de-al treilea vom avea două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț. Iată cum realizăm piciorușul triplu. O dată, de două ori. 1, 2, în al treilea introducem croșeta, tragem firul. Jeteu prin primele două, jeteu prin următoarele două, jeteu prin ultimele două. 5 ochiuri de lanț. O dată, de două ori, introducem croșeta în același ochi, tragem firul, jeteu prin primele două, jeteu prin următoarele două, jeteu prin ultimele două. Și astfel am două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț. Vom realiza prima petală de la floricica noastră. O floricică este formată din 6 petale. La primul rând vom avea 4 petale, iar la cel de-al doilea ultimele 2. 5 ochiuri de lanț. O dată, de 2 ori și vom realiza exact aici, exact în acest punct, 2 piciorușe triple împreună. Cu cele 5 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș triplu vom avea 3 piciorușe triple lucrate împreună. Am dat de două ori firul după croșetă, introduc exact în acest punct, trag firul, jeteu prin primele două, jeteu prin următoarele două, mă opresc, pentru că am spus că le vom lucra împreună. O dată, de două ori, în același punct. Introduc croșeta, trag firul, jeteu prin primele două, jeteu prin următoarele două, am 3 bucle pe croșetă, jeteu prin toate cele 3. Și astfel am realizat prima petală de la floricica noastră. Sărim următoarele două ochiuri de pe rândul anterior și voi realiza în cel de-al treilea 3 piciorușe triple lucrate împreună. O dată, de două ori. În primul nu lucrăm, în al doilea nu lucrăm, în al treilea înfigem croșeta. Tragem firul, jeteu prin primele două, jeteu prin următoarele două, ne oprim. O dată, de două ori, în același ochi, trag firul, jeteu prin primele două, jeteu prin următoarele două, mă opresc. Și ultima dată, în același ochi, jeteu prin primele două, prin următoarele două. În acest moment am 4 bucle pe croșetă, 3 de la cele 3 piciorușe triple, și unul, o buclă aflată deja, jeteu prin toate cele 4. Și astfel am realizat și cea de-a doua petală. Sărim următoarele 4 ochiuri, iar în cel de-al cincilea vom realiza din nou 3 piciorușe triple lucrate împreună. O dată, de două ori. Un ochi, două ochiuri, 3, 4, în al cincilea. Introduc croșeta. Jeteu prin primele două, jeteu prin următoarele două, mă opresc. Încă o dată. În același ochi.
prin primele două, următoarele două mă opresc încă o dată. În același ochi. Primele două, următoarele două, am din nou patru bucle pe croșetă, jeteu prin toate cele patru. Și iată am realizat și cea de-a treia petală. Ciochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu. Și exact cum am făcut prima dată, în acest punct, sus, de unde am început să croșetez cele 5 ochiuri de lanț, voi face alte două piciorușe triple. Împreună cu acesta vor fi 3 piciorușe triple lucrate împreună. O dată, de două ori, exact aici, trag firul, prin primele două, următoarele două, mă opresc. De două ori și repet. Iar acum prin toate cele trei. Și iată că am făcut și cea de-a patra petală. Am spus la începutul tutorialului că pentru a realiza acest model avem nevoie de un multiplu de 11 ochiuri plus cele 7. Iată că primul nostru raport de 11 ochiuri l-am încheiat. Am început aici, unde avem cele două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț și voi continua repetând din acest punct, și anume. Voi sări următoarele două ochiuri de pe rândul anterior, iar în cel de-al treilea voi face, exact ca la început, două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț. Primul picioruș triplu, 5 ochiuri de lanț și al doilea picioruș triplu în același ochi. Și formez acum prima petală de la cea de-a doua floricică, 5 ochiuri de lanț. Și exact de unde am început, cele 5 ochiuri, exact în acest punct, în ochiul aferent piciorușului triplu, abia făcut, vom realiza alte două piciorușe triple lucrate împreună cu aceste 5 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș triplu, vor fi 3 piciorușe triple lucrate împreună. O dată, de două ori, în acest punct, mă opresc încă o dată. Am cele 3 bucle pe croșetă, jeteu prin toate cele 3. Am realizat prima petală. Sărim următoarele două ochiuri de pe rândul anterior, iar în cel de-al treilea vom realiza 3 piciorușe triple lucrate împreună. O dată, de două ori, primul ochi, al doilea, în al treilea. Înfigem croșeta și facem 3 piciorușe triple lucrate împreună. Sărim următoarele 4 ochiuri de pe rândul anterior, iar în cel de-al cincilea vom face 3 piciorușe triple lucrate împreună. 1, 2, 3, 4, 5. Am făcut 3 petale și de la cea de-a doua floricică. 5 ochiuri de lanț. Și mă voi prinde în acest punct și voi face alte două piciorușe triple lucrate împreună, să am împreună 3 piciorușe triple lucrate împreună, pentru că cele 5 ochiuri de lanț țin locul unui picioruș triplu. O dată, de două ori. Jeteu prin toate cele 3 bucle. Repetăm raportul. Sărim următoarele două ochiuri, iar în cel de-al treilea vom avea două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț. Primul picioruș triplu, 5 ochiuri de lanț
cel de-al doilea picioruș triplu în același ochi. Realizăm prima petală de la cea de-a treia floricică. 5 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș triplu. O dată de două ori, exact în ochiul aferent piciorușului triplu abia terminat, vom face două piciorușe triple lucrate împreună. Iată, avem 3 bucle pe croșetă, jeteu prin toate cele 3. Sărim următoarele două ochiuri, iar în cel de-al treilea vom avea 3 piciorușe triple lucrate împreună. Vom realiza cea de-a doua petală de la a treia floricică. Sărim următoarele 4 ochiuri de pe rândul anterior, 1, 2, 3, 4, în al cincilea, vom face 3 piciorușe triple lucrate împreună. Avem deja 3 petale la cea de-a treia floricică, 5 ochiuri de lanț și o realizăm pe cea de-a patra, o dată de două ori, exact în acest punct, picioruș triplu, nu finalizăm, încă o dată. Iată că am realizat și cea de-a patra petală și vom încheia exact cum am și început. O dată de două ori, sărim următoarele două ochiuri de pe rândul anterior, în cel de-al treilea vom avea două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț. Primul picioruș triplu, 5 ochiuri de lanț, al doilea picioruș triplu, în același ochi. Ochi de lanț, sărim următoarele două ochiuri, iar în cel de-al treilea, ultimul, picioruș triplu. De două ori. Și astfel am terminat primul rând al modelului. Întoarcem lucrul și continuăm cu cel de-al doilea rând. Începem cel de-al doilea rând, 5 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu. Alte 5 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț, iar eu mă voi prinde la mijloc în cel de-al treilea de la început și voi face un picioruș simplu. 7 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele 4 petale, le voi face pe ultimele două pentru a realiza floricica. Și iată cum voi proceda. O dată de două ori. Voi face în acest punct, la mijloc, 3 piciorușe triple lucrate împreună. Prin primele două, următoarele două mă opresc, încă o dată. Cel de-al treilea. Finalizez. 3 ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe triple lucrate împreună, exact în același loc. O dată de două ori. Trag firul. Și iată cum am realizat ultimele două petale, iar floricica noastră este completă. 7 ochiuri de lanț.
Pe rândul anterior am cele două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț, iar eu mă voi prinde exact ca mai devreme la jumătate și voi face un picioruș simplu. Continuăm și repetăm. 7 ochiuri de lanț. 2. Voi face următoarele două petale, exact cum am făcut mai devreme, o dată, de două ori, la mijloc, 3 piciorușe triple lucrate împreună, trei ochiuri de lanț, și alte 3 piciorușe triple lucrate împreună în același loc. Șapte ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț, mă voi prinde la mijloc și voi face un picioruș simplu. Șapte ochiuri de lanț. Și vom realiza și ultima floricică de la acest rând, venind cu ultimele două petale, o dată de două ori, exact aici la mijloc. Trei piciorușe triple lucrate împreună. Trei ochiuri de lanț, alte 3 piciorușe triple lucrate împreună. Șapte ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț, la mijloc, în cel de-al treilea, voi face picioruș simplu. Și voi termina exact cum am și început, 5 ochiuri de lanț și un picioruș triplu. Am început rândul anterior cu 5 ochiuri de lanț care au ținut locul unui picioruș triplu și numărăm de jos în sus 1, 2, 3, 4. În cel de-al 5-lea voi face piciorușul triplu. Întoarcem lucrul, am terminat și rândul al doilea al modelului. Floricelele mele s-au format. Continuăm cu rândul numărul 3. 5 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu. Ținem degetul exact în cel de-al 5-lea ochi. Alte 5 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu. O dată, de două ori. Și voi face prima petală, exact unde am degetul, două piciorușe triple lucrate împreună, cu acesta vor fi 3 piciorușe triple lucrate împreună. Am realizat
prima petală. Pe rândul anterior am cele 5 ochiuri de lanț. În ochiul din mijloc, cel de-al treilea de la început, mă voi prinde și voi face 3 piciorușe triple lucrate împreună. Primul, al doilea, al treilea și am făcut cea de-a doua petală. Pe rândul anterior am cele 7 ochiuri de lanț. Mă voi prinde exact în cel din mijloc, dacă numărăm de la început în cel de-al patrulea și voi face alte 3 piciorușe triple lucrate împreună, cea de-a treia petală. Cinci ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu. Va trebui să formăm cea de-a patra petală, o dată de două ori, iar exact în acest punct, unde am început să fac cele 5 ochiuri de lanț, mă voi prinde și voi face două piciorușe triple lucrate împreună. Iar cu cele 5 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș triplu, vor fi 3 piciorușe triple lucrate împreună, cea de-a patra petală. Continuăm. Pe rândul anterior, am cele două petale, 3 piciorușe triple lucrate împreună, 3 ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe triple lucrate împreună. Unde avem cele 3 ochiuri de lanț, în cel din mijloc mă voi prinde și voi face 2 piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț. Primul picioruș triplu. 3, 4, 5 ochiuri de lanț, cel de-al doilea picioruș triplu în același ochi. Continuăm. 5 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu. Iar în acest punct, în ochiul aferent piciorușului triplu abia terminat, vom face alte două piciorușe triple lucrate împreună, iar cu acesta rezultă 3 piciorușe triple lucrate împreună, prima petală de la cea de-a doua floricică. Pe rândul anterior am cele 7 ochiuri de lanț, la mijloc, în cel de-al patrulea de la început, voi face 3 piciorușe triple lucrate împreună. Cea de-a doua petală de la cea de-a doua floricică. Pe rândul anterior am piciorușul simplu și următoarele 7 ochiuri de lanț mă voi prinde tot la mijlocul acestui lanț și voi face cea de-a treia petală și anume 3 piciorușe triple lucrate împreună.
și astfel am realizat și cea de-a treia petală. Și cea de-a patra, 5 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu și alte două piciorușe triple lucrate împreună, cu acesta 3 piciorușe triple lucrate împreună, cea de-a patra petală. Pe rândul anterior am cele două petale, 3 piciorușe triple lucrate împreună, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe triple lucrate împreună, exact cum am făcut mai devreme, mă prind în ochiul din mijloc și voi face două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț. Primul picioruș triplu, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, al doilea picioruș triplu în același ochi. Și repetăm. Realizăm prima petală de la cea de-a treia floricică, 5 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu, de două ori, exact în acest punct, în ochiul aferent piciorușului triplu abia terminat, două piciorușe triple lucrate împreună și cu acesta trei piciorușe triple vor fi lucrate împreună, prima petală. Pe rândul anterior am cele 7 ochiuri de lanț. În cel de-al patrulea, la mijloc, voi face trei piciorușe triple lucrate împreună. Acestea reprezintă cea de-a doua petală de la această floricică. Pe rândul anterior am piciorușul simplu și următoarele 7 ochiuri de lanț. La mijlocul celor 7 ochiuri de lanț mă voi prinde și voi face 3 piciorușe triple lucrate împreună, cea de-a treia petală. Cinci ochiuri de lanț și voi face cea de-a patra petală în acest punct. Pe rândul anterior am cele două petale despărțite de 3 ochiuri de lanț. La mijlocul celor 3 ochiuri de lanț, în cel de-al doilea, mă voi prinde și voi face două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț. Un picioruș triplu, 5 ochiuri de lanț și încă un picioruș triplu în același ochi. Și voi realiza și ultimele 4 petale de la ultima floricică, 5 ochiuri de lanț, acestea țin locul unui picioruș triplu, de două ori, în ochiul aferent piciorușului triplu abia terminat, două piciorușe triple lucrate împreună, iar cu acesta 3 piciorușe triple lucrate împreună, prima petală. Pe rândul anterior am cele 7 ochiuri de lanț, la mijloc mă voi prinde și voi face cea de-a doua petală, 3 piciorușe triple lucrate împreună. Pe rândul anterior am cele 5 ochiuri de lanț,
mă voi prinde la mijloc, în cel de-al treilea, 1, 2, 3 și voi face 3 piciorușe triple lucrate împreună, cea de-a treia petală. Și ultima petală, 5 ochiuri de lanț, acestea țin locul unui picioruș triplu și în acest ochi alte 2 piciorușe triple lucrate împreună. Vor veni 3 piciorușe triple lucrate împreună dacă ținem cont de faptul că cele 5 ochiuri de lanț țin locul unui picioruș triplu. Și iată cum vom termina. Vom face un picioruș triplu în cel de-al cincilea ochi cu care am început rândul anterior, pentru că am început cu 5 ochiuri de lanț. Acestea au ținut locul unui picioruș triplu. De jos în sus numărăm 1, 2, 3, 4, 5, piciorușul triplu. Și iată că am terminat și cel de-al treilea rând al modelului. Continuăm cu rândul numărul 4 și vom forma floricelele noastre. Cinci ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu. Ochi de lanț. În acest spațiu va trebui să realizăm, așa cum am făcut și mai devreme, 3 piciorușe triple lucrate împreună, 3 ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe triple lucrate împreună pentru a forma prima floricică. Ia uitați, o petală, 3 ochiuri de lanț și următoarea petală, adică 3 piciorușe triple lucrate împreună. Și s-a format floricica noastră. 7 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele 2 piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț, mă înfig în cel de-al treilea, în cel din mijloc și fac un picioruș simplu. 7 ochiuri de lanț. Și ajungem la următoarea floricică și vom face în mijloc din nou cele 2 petale despărțite de 3 ochiuri de lanț. Și anume, în acest spațiu, în această găurică, 3 piciorușe triple lucrate împreună. Trei ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe triple lucrate împreună în același loc. Și am format și cea de-a doua floricică. 7 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele 2 piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț, în mijloc mă prind și fac piciorul simplu, 7 ochiuri de lanț și am ajuns la următoarea floricică și voi repeta
În această găurică în mijloc, trei piciorușe triple, lucrate împreună. Trei ochiuri de lanț și alte trei piciorușe triple lucrate împreună în același loc. Repetăm. 7 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț, la mijloc mă prind și fac un picioruș simplu, 7 ochiuri de lanț, 7 voi forma și ultima floricică de la acest rând, exact aici 3 piciorușe triple lucrate împreună. Trei ochiuri de lanț și alte trei piciorușe triple lucrate împreună. Ochi de lanț și voi face un picioruș triplu, exact unde am vârful. Voi face un picioruș triplu. Și am terminat și cel de-al patrulea rând al modelului. Exact așa trebuie să arate. Pentru a continua, trebuie să repetăm de la rândul numărul 1 și îl vom face împreună, pentru că la primul rând am avut înainte piciorușele simple și ca să vă fie mai ușor, o să facem împreună, repetăm primul rând al modelului. Începem rândul numărul 5, care de fapt este primul rând al modelului. 5 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș triplu, ochi de lanț. Pe rândul anterior am cele două petale despărțite de 3 ochiuri de lanț. Mă voi prinde la mijlocul acestor 3 ochiuri, în cel de-al doilea, și voi face picioruș triplu, 5 ochiuri de lanț și un alt picioruș triplu în același ochi. Și începem și formăm prima petală, 5 ochiuri de lanț. În ochiul aferent piciorușului triplu abia terminat, voi face prima petală, două piciorușe triple lucrate împreună, cu acesta vor veni 3. Pe rândul anterior am cele 7 ochiuri de lanț, la mijloc mă voi prinde în cel de-al patrulea și voi face 3 piciorușe triple lucrate împreună, o nouă petală. Deja cred că ați învățat modelul. Cea de-a treia petală o voi face la mijlocul următoarelor 7 ochiuri de lanț de pe rândul anterior, 3 piciorușe triple lucrate împreună. Iată, am 3 petale și cea de-a patra, 5 ochiuri de lanț, 2 piciorușe triple lucrate împreună și cu acesta vor veni 3 exact în acest punct.
Pe rândul anterior am cele două petale despărțite de trei ochiuri de lanț. În ochiul din mijloc voi avea două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț. Primul picioruș triplu, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, al doilea picioruș triplu în același ochi. Realizăm prima petală de la cea de-a doua floricică. 5 ochiuri de lanț. O dată de două ori în acest punct, două piciorușe triple lucrate împreună cu acesta, cu cele 5 ochiuri de lanț deja făcute care țin locul unui picioruș triplu, avem 3 piciorușe triple lucrate împreună. Pe rândul anterior am cele 7 ochiuri de lanț, la mijloc mă prind și voi face 3 piciorușe triple lucrate împreună, cea de-a doua petală de la această floricică. Pe rândul anterior am piciorușul simplu, voi sări peste el și am cele 7 ochiuri de lanț. La mijloc, în cel de-al patrulea, mă voi prinde și voi face cea de-a treia petală, și anume 3 piciorușe triple lucrate împreună. Cinci ochiuri de lanț și voi face cea de-a patra petală. Pe rândul anterior am cele două petale despărțite de trei ochiuri de lanț. La mijloc, în cel de-al doilea, picioruș triplu, 5 ochiuri de lanț și un alt picioruș triplu în același ochi. Ia uitați cât de frumos se formează următoarele floricele între cele realizate deja. Și începem prima petală de la cea de-a treia floricică de la acest rând. 5 ochiuri de lanț. În același punct, picioruș triplu nefinalizat, al picioruș triplu nefinalizat, avem 3 piciorușe triple lucrate împreună. Pe rândul anterior am cele 7 ochiuri de lanț, la mijloc mă prind și voi face 3 piciorușe triple lucrate împreună, cea de-a doua petală. Voi sări peste ochiul aferent piciorușului simplu, iar unde am cele 7 ochiuri de lanț, bineînțeles în cel din mijloc, mă voi prinde, voi face cea de-a treia petală, 3 piciorușe triple lucrate împreună. Am 3 petale, o fac și pe cea de-a patra, 5 ochiuri de lanț. În acest punct, următoarele două piciorușe triple lucrate împreună. Pe rândul anterior am cele două petale despărțite de cele trei ochiuri de lanț. În ochiul din mijloc, picioruș triplu, 5 ochiuri de lanț, un alt picioruș triplu în același ochi. Și voi finaliza exact cum am început, ochi de lanț. Am început rândul anterior cu 5 ochiuri de lanț care au ținut locul unui picioruș triplu.
numărăm de jos în sus, 1, 2, 3, 4, în cel de-al cincilea, înfigem croșeta și facem piciorușul triplu. Dăm de două ori. Și iată că am terminat și cel de-al cincilea rând al modelului, care de fapt repetă primul rând, îl vom face în continuare și pe cel de-al șaselea, care repetă rândul numărul 2 al modelului. 5 ochiuri de lanț, acestea țin locul unui picioruș triplu, alte 5 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț, la mijloc în cel de-al treilea picioruș simplu. 7 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele 4 petale, la acest rând le vom face pe următoarele două și astfel floricica o să fie completă. Exact aici la mijloc vom face 3 piciorușe triple lucrate împreună. Acestea reprezintă cea de-a cincea petală, 3 ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe triple lucrate împreună în același punct. Șapte ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele două piciorușe triple despărțite de 5 ochiuri de lanț, mă prind la mijloc în cel de-al treilea ochi, piciorul simplu. 7 ochiuri de lanț. Și voi forma următoarea floricică și așa o să continui până la sfârșitul rândului, după care voi continua cu rândul numărul 7, care de fapt este cel de-al treilea rând, apoi cu rândul numărul 8, care este cel de-al patrulea rând. Trebuie să repetăm ultimele 4 rânduri pentru a rezulta acest model. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canalul meu, în colțul din dreapta jos aveți un clopoțel, în momentul în care apăsați acel clopoțel o să fiți la curent cu toate videoclipurile postate. La revedere!